Ziua bună tuturor și fiecăruia în parte. Sunt Vali Conea și astăzi vă prezint un alt material semnat de scriitorul și ziaristul George Hodorogea. Rusia nu returnează tezaurul românilor, susținând că România este datoare față de aceasta. Rusia a atins subiectul legat de cea mai de preț comoara noastră, care se află la Moscova. Acum spune că România are de fapt o datorie față de poporul rus. Amenințarea e cât se poate de clară, scrie publicația Capital. Acest subiect este delicat și ridică întrebări referitoare la patrimoniul cultural și la relațiile internaționale. Tezaurul României, care se află în prezent la Moscova, la Muzeul de Stat, are o importanță culturală și istorică deosebită pentru România. Este alcătuit din artefacte și obiecte valoroase, cum ar fi bijuterii, lăzi de valori și obiecte de artă, care reprezintă un patrimoniu inestimabil pentru țară. Afirmația Rusiei, conform căreia România ar avea o datorie față de poporul rus, este un aspect controversat și necesită o analiză obiectivă a contextului. În trecut, România și Rusia au avut relații complexe, traversând perioade de colaborare, dar și de tensiune. Este important să înțelegem că datoriile istorice și culturale nu pot fi evaluate într-un mod simplist sau unilateral. În ceea ce privește amenințarea în această situație, este crucial să se desfășoare dialogul și negocierile între cele două țări, cu implicarea experților internaționali și a specialiștilor în domeniu. Abordarea trebuie să fie una pragmatică și bazată pe respectul reciproc, cu obiectivul de a ajunge la o soluție benefică pentru toate părțile implicate. Este important să ne amintim că patrimoniul cultural nu ar trebui să fie utilizat ca instrument de presiune sau amenințare. Acesta are un rol esențial în promovarea înțelegerii și dialogului între națiuni, precum și în păstrarea identității și valorilor unei țări. Prin urmare, este de dorit ca astfel de probleme să fie rezolvate pe cale pașnică și prin intermediul negocierilor diplomatice. Faptul că Rusia a răspuns prin intermediul unui documentar la cererile constante ale României pentru recuperarea tezaurului de la Moscova este un aspect care atrage atenția și ridică întrebări referitoare la patrimoniul cultural și la relațiile bilaterale. Documentarul, realizat de Zvezda, televiziunea armatei ruse, furnizează o perspectivă rusă asupra situației, aducând în discuție absența unui tezaur de returnat și chiar o presupusă datorie a României față de Rusia. Este important de menționat că acest document și poziția exprimată în cadrul acestuia reprezintă un punct de vedere specific Rusiei și nu neapărat o opinie general acceptată de comunitatea internațională. Astfel de probleme legate de recuperarea patrimoniului cultural sunt adesea complexe și implică multiple perspective, interpretări și documente justificative. Totodată, trebuie subliniat faptul că patrimoniul cultural nu ar trebui niciodată utilizat ca instrument de presiune sau mijloc de compensare a altor pretinse datorii. Prin această abordare, există riscul de a compromite valorile fundamentale ale conservării și protejării patrimoniului mondial. Astfel, documentarul realizat de Zvezda oferă doar perspectiva rusă asupra situației tezaurului României aflat la Moscova. Ideea conform căreia guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, intenționează să inițieze un lobby internațional pentru a reafirma dreptul României asupra depozitului său de aur evacuat la Moscova în perioada 1916-1917 este un aspect relevant în discuția despre patrimoniul și acțiunile de recuperare ale țării. Această inițiativă ar putea avea ca scop evidențierea drepturilor și intereselor României în recuperarea patrimoniului său cultural și istoric. Recuperarea depozitului de aur evacuat în timpul primului război mondial reprezintă un subiect cu semnificație pentru istoria și patrimoniul României. Ca urmare a evenimentelor din acea perioadă turbulentă, în care țara noastră și-a pierdut controlul asupra tezaurului, există un interes legitim în recuperarea și repatrierea acestuia. Inițiativa de a iniția un lobby internațional ar putea fi un pas înainte pentru a obține sprijinul și recunoașterea internațională în acest demers. Lobby-ul poate implica organizarea de evenimente, cum ar fi conferințe și întâlniri diplomatice, cu scopul de a promova și a sensibiliza comunitatea internațională cu privire la această chestiune. Este important ca aceste acțiuni să se bazeze pe argumente solide și pe fapte istorice verificabile. Expertiza și implicarea unor specialiști în domeniul istoriei și al dreptului internațional pot contribui la fundamentarea solidă a revendicărilor și la creșterea șanselor de a fi audiate și considerate în cadrul comunității internaționale. Trebuie însă subliniat că procesul de recuperare a unui patrimoniu cultural sau material
este adesea complex și presărat cu obstacole juridice, politice și diplomatice. În astfel de situații, diplomația și negocierile între țări pot juca un rol esențial pentru a ajunge la o rezolvare satisfăcătoare pentru toate părțile implicate. Intenția guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, de a iniția un lobby internațional pentru a reafirma dreptul României asupra depozitului său de aur evacuat la Moscova în perioada 1916-1917, demonstrează eforturile susținute ale României în recuperarea patrimoniului său cultural și istoric. Evenimentele din septembrie 1965, când delegația română condusă de Nicolae Ceaușescu a cerut returnarea tezaurului românesc aflat la Moscova de aproape 50 de ani, au reprezentat un moment semnificativ în relațiile dintre România și Uniunea Sovietică. În timpul acestei întâlniri, Leonid Brejnev, liderul sovietic de atunci, a negat existența aurului și a susținut că România are o datorie către Uniunea Sovietică din perioada 1917. Potrivit documentului menționat în timpul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a acuzat România de cauzarea unor pagube mari și, în schimbul acestor presupuse despăgubiri, România a primit o sumă simbolică și transferuri de aur. Până în anul 1986, Uniunea Sovietică a transferat aproximativ 64 de tone de aur către România. Într-adevăr, în urma cercetărilor istorice, s-a constatat că România a rămas cu o datorie către Uniunea Sovietică în perioada postbelică. Această datorie apoi a fost transferată către Federația Rusă ca succesor legal al Uniunii Sovietice și a fost în cele din urmă achitată în anul 2002. Perspectiva rusă, așa cum este prezentată în documentarul realizat de Zvezda, susține că România și-a recuperat operele de artă și valorile istorice, iar aurul a fost inclus în suma despăgubirilor românești către Uniunea Sovietică. Argumentele lor se bazează pe documentele de arhivă și pe interpretarea lor specifică. De cealaltă parte, perspectiva românească și altor istorici susține că situația este mult mai complexă. Deși România a returnat unele opere de artă în perioada postbelică, există îndoieli cu privire la corectitudinea acestor tranzacții, care s-au desfășurat sub regimul comunist. Mulți susțin că acestea au fost efectuate sub presiunea politică a Uniunii Sovietice și că România nu a primit o compensație adecvată pentru pierderea valorilor culturale. În ceea ce privește aurul, există de asemenea dezacorduri cu privire la modul în care a fost gestionată această chestiune. Datorită lipsei de transparență și a regimului comunist în România, este dificil de evaluat cu exactitate dacă România mai avea sau nu o datorie față de Uniunea Sovietică în acea perioadă. Eforturile Băncii Naționale a României de a organiza evenimente și a aduce la cunoștința publicului documentele referitoare la dreptul de creanță al României asupra depozitului de aur, evacuat la Moscova în 1916-1917, reprezintă o încercare de a consolida validitatea acestui drept, atât din punct de vedere istoric, cât și juridic. Aceste demersuri au fost evidențiate recent de către guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. În cadrul acestui efort de clarificare, guvernatorul Sărescu a subliniat că principala preocupare a BNR a fost de a face documentele disponibile publicului larg. Aceste documente sunt originale și sunt păstrate într-un dosar special în seiful guvernatorului BNR încă din 1922. De-a lungul timpului, acest dosar a fost transmis din mână în mână între diferiți guvernatori, inclusiv în perioada comunistă. Este important de menționat că autenticitatea și validitatea acestor documente au fost inițial contestate. Cu toate acestea, prin eforturi de cercetare și verificare riguroasă, BNR a demonstrat că documentele sunt originale și oferă dovezi susținute de existența dreptului de creanță al României. Această inițiativă a BNR are ca scop nu numai restabilirea dreptului de creanță, ci și conducerea la cunoștința publicului larg a unei părți importante a istoriei economice și financiare a României. De asemenea, intenționează să consolideze poziția țării în plan internațional, în ceea ce privește drepturile sale istorice și juridice asupra acestor resurse valoroase. Este un efort complex și necesar de a clarifica și de a documenta aspectele istorice și juridice legate de depozitul de aur evacuat la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Această inițiativă continuă să ofere oportunități de cercetare, dialog și cooperare
pentru a se ajunge la o înțelegere comună și la soluții rezonabile în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile referitoare la acest depozit de aur. Cristian Pârvulescu, politolog, evidențiază faptul că Uniunea Sovietică și Rusia, sub conducerea liderilor precum Yeltsin și Putin, au refuzat repetat să recunoască o eventuală datorie către România, referitoare la aurul transferat în timpul Primului Război Mondial. Momentul cheie în această poveste este legat de transferul de aur al Băncii Naționale a României în Rusia, în timp ce cele două părți erau aliate. Ulterior, aurul a fost confiscat de către bolșevici în urma Revoluției Ruse din 1917. Politologul argumentează că România nu avea o datorie față de Rusia. El evidențiază că confiscarea aurului a fost o acțiune malefică din partea bolșevicilor, care nu a fost contestată în mod constant de către România. Deși o parte din tezaurul României a fost recuperată în timp, o mare parte din aurul transferat în Rusia a rămas în continuare în posesia acestei țări. Afirmațiile lui Pârvulescu aduc în discuție aspecte relevante despre influența economică a URSS asupra României după al doilea război mondial. El menționează că România a suferit sub această influență și a fost nevoită să plătească datorii uriașe, inclusiv prin resursele sale naturale, cum ar fi petrolul. Acest fapt subliniază dificultățile cu care țara s-a confruntat în perioada postbelică și impactul pe termen lung asupra economiei sale. Comentariul lui Pârvulescu despre jignirea adusă de Rusia prin sugestia că România nu și-ar fi plătit datoriile este semnificativ. Astfel, Rusia încetează să recunoască onorarea datoriilor și implică România că ar fi neglijentă în această privință. Această afirmație poate fi considerată ca o încercare de a diminua importanța și credibilitatea poziției României în disputa referitoare la aurul BNR și la datoriile antice. Reacția Rusiei la afirmațiile lui Muguri Sărescu poate fi de asemenea interpretată ca un semn de importanță. Chiar dacă este puțin probabil ca Rusia să fie de acord să returneze tezaurul în prezent, faptul că au răspuns la declarațiile lui Sărescu indică importanța acestei chestiuni și impactul pe care o astfel de dispută completă ar putea să-l aibă. Perspectiva incertitudinii privind viitorul recuperării este menționată de Pârvulescu. Acesta subliniază complexitatea și dificultatea soluționării problemei, având în vedere multiplele aspecte politice, diplomatice și legale implicate. Cu toate acestea, deși rezultatul final poate fi incert, faptul că această dispută rămâne în atenție și că există un efort continuu de a promova drepturile României în această privință, înseamnă că aceasta este o problemă cu importanță semnificativă pentru țară. Astfel, afirmațiile lui Pârvulescu subliniază consecințele pe termen lung ale influenței economice a URSS asupra României, importanța abordării corecte și respectării datorilor antice, precum și incertitudinea viitorului recuperării a tezaurului. Aceste aspecte aduc în prim plan necesitatea unor eforturi continue de a aborda această problemă istorică și de a obține recunoașterea drepturilor României în acest sens. Această situație a generat o dispută istorică și juridică complexă între cele două state. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a subliniat dreptul de creant al României asupra acestui aur, bazându-se pe documente originale și pe argumente solide. Cu toate acestea, refuzul constant al Rusiei de a recunoaște această datorie a contribuit la menținerea tensiunilor în acest caz. Atragerea atenției și sprijinul comunității internaționale în această chestiune poate genera presiune asupra Rusiei pentru a rezolva în mod rezonabil această dispută istorică și pentru a recunoaște dreptul de creanță al României. Reacția lui Muguri Sărescu la disputa referitoare la aurul Băncii Naționale a României este un semn de importanță și determinare în a aborda această problemă. Menționând succesul în recuperarea altor bunuri valoroase, cum ar fi cloșca cu pui de aur și operele de artă, Sărescu subliniază faptul că problema aurului transferat în Rusia rămâne nerezolvată. Această reacție indică determinarea și angajamentul continuu al Băncii Naționale a României de a soluționa această dispută istorică și de a-și promova drepturile în ceea ce privește aurul confiscat. Prin aducerea în atenția publicului a faptului că recuperarea integrală a tezaurului nu a fost încă posibilă, Sărescu atrage atenția asupra importanței implicării continue în această chestiune. Este de remarcat că, deși România a reușit să recupereze unele bunuri valoroase, recuperarea aurului rămâne o provocare complexă, având în vedere faptul că acesta se află în posesia Rusiei.
Cu toate acestea, reafirmarea poziției României prin intermediul declarațiilor lui Muguri Sărescu și promovarea transparenței în ceea ce privește documentele relevante constituie pași importanți în direcția recunoașterii drepturilor României și promovării unui dialog constructiv cu Rusia. În concluzie, punerea în discuție a tezaurului României și ipoteza unei datorii pe care Rusia o afirmă că ar avea o România față de poporul rus reprezintă o provocare pentru relațiile dintre cele două țări. Este crucial să abordăm această problemă cu calm, într-un spirit constructiv și prin intermediul unor negocieri diplomatice pentru a ajunge la o soluție care să fie în interesul ambelor părți și să respecte valorile culturale și istorice ale României. Prin evidențierea faptului că aurul Băncii Naționale a României a rămas în continuare în Rusia, se subliniază nevoia de a aborda această problemă în mod serios și de a încerca soluționarea ei într-un mod rezonabil și echitabil. Astfel, reacția lui Muguri Sărescu la afirmațiile sale pune în valoare importanța și necesitatea continuării eforturilor pentru recuperarea integrală a tezaurului României și pentru obținerea recunoașterii dreptului de creanță al țării noastre în această problematică. Ați ascultat un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Vali Conea vă urează toate cele bune!